Iar în aceste momente, aeronava Air Force One aterizează în Tel Aviv, în Israel, acolo unde președintele Joe Biden este așteptat. Și vă reamintesc că vine această vizită într-un context extrem de tensionat cu lumea arabă după ce a avut loc și atacul de azi noapte din fâșia Gaza la acel spital. Am văzut că s-au anulat toate întâlnirile pe care Joe Biden ar fi trebuit să le aibă cu liderii lumii arabe, ceea ce vine într-un context extrem de delicat, pentru că ar fi trebuit să aibă loc negocieri între Joe Biden și liderii lumii arabe. Totodată, iată, Joe Biden se întâlnește așadar astăzi cu premierul Benjamin Netanyahu într-un format extrem de restrâns de altfel, apoi se va întâlni cu cabinetul de război izraelian. În continuare, Biden va avea ocazia să se întâlnească cu unii dintre primii respondenți izraelieni care au curaj, iată, și își pun viețile în pericol ca răspuns la aceste atacuri Hamas, dar totodată urmează și o întâlnire cu familiile care și-au pierdut persoane dragi sau ai căror apropiații sunt ținuți ostatici, vor fi și declarații publice ulterior. Vom vedea însă dacă vizita lui Joe Biden în Israel va mai avea efectul scontat, pentru că până la urmă marea miză era legată și de întâlnirea pe care trebuia să o aibă președintele Statelor Unite ale Americii cu liderii lumii arabe, pentru că, așa cum spuneam, urmau să fie negocieri, în primul rând pentru civilii care se află în fâșia Gaza și care așteaptă de mai bine de 48 de ore să iasă din fâșia Gaza, însă Egiptul nu deschide granița pentru aceștia. Prin urmare, era un punct important. Totodată urmau să fie negociate și ajutoare umanitare pentru civilii din fâșia Gaza, care sunt în aceste momente la limită, pentru că nu mai sunt provizii. Alimentele se termină, este semnalul de alarmă tras de ONU și totodată și proviziile de apă. Vom vedea cum arată vizita de astăzi a președintelui Joe Biden în Israel și luăm o scurtă pauză însă. De la ora 11 revenim în direct cu toate datele și, important, vom discuta, desigur, despre această vizită a lui Joe Biden în Israel. Rămâneți alături de noi! Check! המשמר יעבור לנוח, מות נוח!